Domnule Băcanu, o ședință CSAT a avut loc astăzi, la care s-a discutat impactul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina asupra României. Președintele Klaus Iohannis a avut și o declarație de presă în care a anunțat, printre altele, citez, suntem gata să găzduim o prezență aliată crescută pe teritoriul nostru și că trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice scenariu posibil, a spus președintele Klaus Iohannis. Ce trebuie să înțeleagă, domnule Băcanu, românii, cei care ne privesc, că România este pregătită de un război cu Rusia? Nu. Oamenii trebuie să înțeleagă că România este pentru prima oară, atunci când situația e atât de tensionată, pentru că sunt mulți ani de când situația n-a fost atât de tensionată, e pentru prima oară când într-un astfel de context politic extrem de complicat la nivel internațional, România e în siguranță. Și în siguranță tocmai mulțumită parteneriatului extraordinar pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii și totodată datorită apartenenței la NATO și la Uniunea Europeană. Ce trebuie să înțeleagă românii? Că dacă noi suntem astăzi în siguranță și vedem că vecinii noștri din Ucraina nu se pot bucura de aceeași stabilitate, de aceeași confort pe care îl avem noi. Diferența dintre noi și ei este nu doar de câteva sute de kilometri, ci de faptul că noi aparținem la acest club select care se numește NATO și că avem acest parteneriat cu Statele Unite. E foarte important din punctul meu de vedere și vreau să vă spun că azi chiar citeam, am revăzut un episod din Memorialul Durerii, citeam un pic despre rezistența din Bucovina din anii 44, când a căzut frontul și Armata Roșie a intrat în Bucovina. Au fost niște tragedii acolo, au fost niște familii care au refuzat să plece din Bucovina și au fost sate arse, au fost crime, au fost violuri. Era familia Cenușă, un caz care a fost mediatizat la Memorialul Durerii. O doamnă care și-a urmat soțul în închisoare, născut în închisoare, a fost bătută până la 7-a de sarcină. Adică sunt niște lucruri care s-au întâmplat și noi trebuie să fim recunoscători că nu se vor întâmpla din nou în România.